Bine v-am regăsit, dragilor, la horoscopul lunii august 2024. Vă vine să credeți că am ajuns în luna august. Vă mulțumesc că ascultați Zodia Vărsător, că mă susțineți prin acest clip. Nu uitați să dați un like, un share dacă simțiți sau să-i trimiteți cuiva dintr-o anumită Zodie, să lăsați un comentariu și chiar să-mi scrieți ce doriți să manifestați în această lună? Care sunt intențiile voastre? Pentru că în momentul în care noi verbalizăm, dar nu doar că verbalizăm, și scriem chiar și digital, noi atragem mult mai ușor acele lucruri în viața noastră. Astăzi îmi doresc să vedem care sunt energiile voastre. În rest, vă recomand să vă abonați pe site-ul meu pentru a primi diverse mail-uri cu citiri gratuite, cu tot felul de update-uri din viața mea și cu lucruri care vă pot ajuta pe viitor. Iar dacă vă identificați foarte mult și cu ascendentul, puteți să ascultați și la ascendent. Iar dacă doriți o consultație privată în tarot sau în astrologie sau o combinație de tarot cu astrologie sau astro-numerologie, puteți să verificați pe www.andrealovin.ro servicii, serviciile care vă pot clarifica și ajuta în procesul de autocunoaștere. Dacă sunteți pregătiți, haideți să vedem ce vă rezervă luna august. Pentru vărsători în această perioadă, este o perioadă în care vă întrebați foarte multe lucruri despre ce ar trebui voi să faceți în această viață? Aveți cartea Cariera Spirituală, care sugerează cumva că sunteți în căutarea unei cariere potrivite pentru sufletul vostru. Poate căutați să faceți o carieră spirituală, chiar așa cum fac și eu, să te folosești de spiritualitate pentru a avea un drum în viață, pentru a trăi în planul material dar cariera spirituală cumva asta spune că trebuie să faci ceea ce sufletul îți cere, ceea ce poate fi cu adevărat o contribuție pentru ceilalți, o contribuție pentru un bine superior și poate asta vă întrebați să iau calea aceasta spirituală pentru că îmi place ceva spiritual da? cum e de exemplu, nu știu, astrologia tarotul Reiki sau mai știu eu ce alte lucruri, cumva asta este ceea ce vouă vă trebuie. Ceva spiritual sau munca pe care voi o faceți să aibă o contribuție reală în viața oamenilor. Și poate asta vă întrebați cum să fac. Cartea Moderației spune, da, e foarte frumos ceea ce vrei să faci. Fă totul cu moderație și cu disciplină pentru că lucrurile nu sunt foarte echilibrat în viața ta și dacă îți dorești să faci ceva, trebuie să ajungi cumva în punctul în care să faci un compromis. Să faci o carieră spirituală nu e ușor dacă nu ești preot, de exemplu. Necesită foarte multă postare în online, necesită timp să înveți suficiente ca să fii suficient de bun, dar nu este imposibil. Foarte mulți dintre noi avem Misiuni spirituale și cartea moderație spune așa: e ok să-ți dorești să faci ceea ce vrei tu spiritual, dar nu abandona munca, fi moderată sau moderat, fă și ceea ce îți place, pentru că acel ceva se poate completa sau se poate materializa când ai suficiente informații și resurse. Poate unii vă doresc să aveți o comunitate, vreți o schimbare în viața voastră și veți că această schimbare să fie cu adevărat benefică, să vă bucure sufletul. Și să știți că așa se va întâmpla. Veți găsi o cale neașteptată spre manifestarea unor dorințe sau o aspirație pe care voi o aveți. vine, Se va manifesta ceva neașteptat, poate nu vă așteptați la acel ceva și totuși. Se deschide o portiță, mai ales în ceea ce privește abundența, dacă simțiți că partea aceasta financiară nu este tot mai echilibrată, se pare că se deschide o ușă către o cale spre abundență, veți găsi acele lucruri pe care vi le doriți, da? veți găsi resursele necesare în cele din urmă. Văd aici și de asta de comunitate. Poate faceți parte într-o comunitate spirituală și vă gândiți cum să contribui și eu sau să învăț și eu de acolo. Foarte bine faceți să mergeți pe această cale. Mergeți pe calea pe care o simțiți, dar nu încercați să vă faceți așteptări nerealiste. Bine? Încercați să înțelegeți că fiecare călătorie sau misiune are felul ei de a fi, poate uneori nu durează foarte puțin, poate dura ani și încercați să nu vă lăsați copleșiți de anumite dezamăgiri, de anumite încercări pentru că sigur întotdeauna acolo unde e potențial apare și încercarea, da? Aveți cartea neînțelegeri și dezamăgiri, mai multă credință, da? Anumite persoane sau situații din viața voastră vă fac să vă simțiți dezamăgiți că nu puteți să faceți acel lucru pe care vi l-ați propus, că lucrurile nu sunt exact cum ați fi vrut. Dar acest lucru, toate problemele care apar, apar și din cauza lipsei de credință. Nu aveți o anumită credință puternică pentru a face ceea ce vă doriți și cartea iceberg este și el o dovadă că trebuie să faceți timp să aflați adâncurile unei situații sau unei persoane. Pare că vedeți abia 20% dintr-o situație, iar restul de 80% este undeva jos în adâncuri și nu se vede ceva anume nu este pentru voi. Ceva mai degrabă un cineva simt. Posibil să aveți de-a face cu o persoană de altă naționalitate și spune așa, nu este pentru tine această persoană. Cumva e posibil să nu fie un, un anumit om ceea ce vă doriți sau nu exact cum credeți că este, pentru că această persoană poate fi diferită. Făți timp să explorezi adâncurile acestei persoane de altă naționalitate. Uh, pare că aveți și o stimă de sine foarte scăzută luna asta, sincer mie nu prea îmi place, văd că vreți să faceți lucruri frumoase, dar uh, în interiorul vostru nu sunteți încă bine, căutați comunități, căutați să vă integrați în ceva, dar cel mai bine uh, ar fi să lucrați cu voi înși vă pentru că aveți cartea neîncrederea în sine care spune așa în perioada aceasta nu ești foarte încrezător în propriile forțe, iar acest lucru se întâmplă din cauza că te identifici prea mult cu ceea ce cred alții cu corpul și identitatea de moment. Nu-ți pierde încrederea dacă simți că ți lipsește ceva atât de mult, ci depune efort pentru a-ți împlini țelul. Totuși, dacă ceva nu e pentru tine, nu va funcționa. Așa că, atenție, această încredere slabă, slăbită, Vă face să credeți că poate cineva nu e pentru voi, că nu puteți să atingeți acel obiectiv, că nu merge nu știu ce, da, un pic de energie joasă care nu vă ajută să manifestați ceea ce voi vă doriți. În schimb, vă spuneam că pe partea asta financiară lucrurile vă vor merge brici, văd stabilitate financiară, da? văd și o femeie roșcată, dacă sunteți bărbat, o să aveți de -a face cu această femeie roșcată sau printr-o femeie roșcată sau nu știu, arămie cumva la păr, ceva de genul acesta, reușiți să atingeți o anumită stabilitate. Văd și cartea Profitor care spune așa, cineva va profita de o situație încordată sau confuză pentru a trage foloase personale. Poate cineva vrea să profite de ceea ce voi reușiți în această perioadă, Poate că e o femeie roșcată, poate că este un bărbat de altă naționalitate. Există niște minusuri, există niște probleme, deci niște lucruri care nu vă împlinesc. Dar, teoretic, vă merge bine financiar și, dacă vreți să vă meargă și mai bine, cu siguranță, dacă vreți să faceți și lucruri spirituale, să faceți acest lucru în paralel. Tot simt să vă spun asta. Da? Pentru că, într-adevăr, să abandonezi totul nu e o soluție în momentul în care nu ai un plan sigur, în care poate n-ai să investești în ceva. Dacă simțiți că ați pus bani deoparte, să investiți în visul vostru, în proiectul vostru, ok, faceți-o. Dar dacă nu aveți o strategie, deja bine pusă la punct, nu aveți resursele pentru a face asta, nu vă recomand să renunțați la tot. Bine? Pentru că unele persoane simt că sunteți puțin extremiste, vreți doar acel ceva, nu mai vreți să faceți altceva. Și atunci lucrurile acestea s-ar putea să nu fie tocmai ce vă doriți. Dar mie îmi pare că vin bani spre voi, pare că uh, profesional o să fiți apreciați sau urmează să fiți, dar uh, cu siguranță aveți nevoie și de o odihnă, ca lumea în luna aceasta, august, să vă dați seama că nu sunteți singuri, că sunteți iubiți, să învățați lucruri noi, da? Pentru că văd că aveți cartea, nu e singur. Observă semnele. Deci nu sunteți singuri într-o situație, pur și simplu aveți o senzație că lumea vă dezamăgește, că nu vă împlinește deloc așteptările. Și spune chiar o carte aici sus. Eșe cu orice relație sau situație pornește de la faptul că una dintre persoane nu se ridică la înălțimea așteptărilor celuilalt sau că noi ne setăm prea sus anumite așteptări și uneori nu se întâmplă exact când planificăm noi. Așadar, nu vă mai pierdeți încrederea, și mai ales din cauza unor persoane, pentru că nu toate sunt pentru voi. Poate acele persoane la care voi vă gândiți, sau persoana, dacă este una nu e pentru voi, dar urmează să vă echilibrați. Voi nu trebuie să vă uh, limitați acum. Nu. Mai ales că aveți cartea care spune așa. Meriți ce e mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Este o carte care spune așa. Vezi stelele. Stelele sunt singura ta limită sau nici măcar ele. Da? N-ai limite. Însă înainte este și cartea echilibrului. Cartea balanței care arată că lucrurile trebuie echilibrate. Da? Cu siguranță. Nu știu, cântăriți foarte mult lucrurile, sunteți foarte mentali și aici este un cântar, dar parcă mai mult cântărește o singură parte. Da? Deci poate sunteți într-o situație, încercați să echilibrați ceva, încercați să vedeți care e mai bună pentru mine, care persoană, care situație uh, mi se oferă suficient. Deci atenție, trebuie să fiți foarte atenți la sănătatea voastră, la echilibrul vostru emoțional, pentru că și încrederea și energia aceasta joasă vă face să nu vă mai concentrați pe fericirea voastră și pe sănătatea voastră. Atenție la sănătate. Cauzele clar sunt spirituale, ceva acolo vă supără în plan spiritual și imediat se va vedea și pe fizic luna aceasta. Dar este și luna în care veți învăța ceva nou, poate vă ce și învățați ceva ce vă place, citiți, vă informați, da? mai ales despre sănătate. Vă recomand și dicționarul marilor boli, da? Ceva de genul se numește. l am și eu. există și PDF gratuit. Dacă vreți totuși să o cumpărați, eu vă recomand să o cumpărați. Găsiți peste tot cartea. Și eu am, dar din păcate, pisica mea și-a băgat ghearele și mi-a stricat câteva pagini și chiar mă gândeam să o reiau și eu. Dar am simțit să vă zic asta pentru că am văzut multe legătură cu cariera spirituală, cum învață ceva nou, cu sănătate. Și țin să cred că aveți nevoie să observați mai degrabă emoțiile negative care vă produc anumite boli, anumite dezechilibre da? în ceacrele voastre. Așa că observați semnele, veți primi semne, faceți un pas înapoi cu anumite lucruri pe care le simțiți că nu sunt ok, ceva urlă în voi că nu e ok, încă nu e timpul, ascultați-vă interiorul și nu mai faceți compromisuri pentru că toate acestea foarte mult vă afectează luna aceasta și foarte ușor vă îmbolnăviți luna asta, bine? Fiți foarte atenți la lucrurile nevăzute, la cauzele subtile, de a aveți icebergul. În interior este cauza subtilă pentru care apare o anumită boală, dezechilibru sau o situație. Așa că fiți atenți la partea spirituală și luați decizii înțelepte și fiți deschiși la aceste oportunități, aceste uși care se deschid în momente neașteptate și în locuri neașteptate, cum e aici, se deschide o ușă, un geam sau ce este, da, o ușă, fix în podea, adică nu te ai așteptat la așa ceva. Asta văd pentru voi, dragi vărsători, fiți deschiși la noile oportunități, la lucrurile neconvenționale și urmați-vă inima și în același timp fiți și moderați pentru că trebuie să fiți realiști. Da? Vă urmați inima în decizii, dar uh, nu faceți nimic radical, mai ales că e Mercur retrograd. Lucrurile acum trebuie analizate și nu neapărat să faceți un pas concret spre viitor, pentru că energia retrogradării este energia trecutului și a regresului. Așa că astea sunt informațiile. Dacă vreți o citire personală cu mine, intrați pe www.andrealovin.ro și ne auzim cu mare drag la o consultație privată.